Mulțumesc domnului europarlamentar Marcel Marinescu pentru șansa de a prezenta proiectul de inovare al echipei pentru Niți. Da, mă numesc Sandra Paul, am 13 ani și am proiectul nostru de inovare care constă într-o stație de transport public verde. Noi spunem stație de transport public autosustenabilă. Are o podea pieză electrică și panouri solare pentru a produce energie. Are 4 senzori de umiditate, temperatură, mișcare și cât de mult trafic este. La stație, pe an, produce undeva pe la 3000 de kWh și vrem să o ducem la plan internațional pentru a face cât mai mult bine Africa. Pentru a contribui și cu ei la lupta împotriva schimbărilor climatice. Da. Pot încărca complet la 6 milioane de telefoane. O stație dotată cu podea pieză electrică, tot senzorii și panouri solare, plus ecran, costă undeva pe la 20.000 de euro. Dar orice stație începe undeva pe la 10-11 de euro. Astăzi l-am înregistrat la OSI, am încheiat un acord cu Sfântul Muzicului. Foarte bine! După mine este o idee foarte, foarte bună și cred că se poate implementa în foarte multe orașe. Cu cât o să implementați mai multe locuri, o să scadă și prețul. O să aveți o contribuție chiar substanțială la mișorarea emisiilor într-un oraș, ceea ce este foarte bine pentru sănătatea oamenilor. Așa că eu vă urez să reușiți să convingeți cât mai multe administrații din toate orașele din România să implementeze acest proiect și să instaleze astfel de stații și în felul acesta să vă faceți cunoscuți peste tot și de aici înainte să progresați și mai mult. Noi vom face și un program care se numește Adoptă o stație, adică în piețele reunite sau în cele pe care trec foarte mulți oameni, cele mai mari companii, ca fi Vodafone și Coca-Cola, vor să aibă reclamă. Așa că noi vom face o licitație și cei care licitează cel mai mult vor avea reclame pe acea stație. După cum știi, acum, în această perioadă, în instituțiile europene se discută foarte mult despre pactul ecologic, despre Green Deal. Și comisiile cele mai implicate sunt Comisia pentru Mediu, Comisia pentru Industrie și Energie și Comisia pentru Transport, pentru că toată legislația care s-a elaborat în această perioadă s-a elaborat în principal în aceste trei comisii. Au o importanță deosebită, mai ales Industrie și Energie, are și mijloacele pe care să financeze cercetare, dezvoltare, inovare, noile tehnologii pe care avem nevoie ca să implementăm aceste lucruri. Așa că eu vă urez să sugerez să urmăriți programul Horizon Europa și poate acolo găsiți posibilitatea de a finanța și alte proiecte și alte idei. Mulțumesc mult pentru timpul acordat. Mulțumesc eu. Și să aveți o carieră foarte frumoasă în viitor.